Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, precum și Ministerul de Interne din Bulgaria, au anunțat restricționarea traficului în punctele de trecere a frontierei din zonele afectate de caniculă, măsură valabilă și pentru frontiera giurgiuruse. Nu pot trece granița camioanele de peste 7,5 tone, restricție valabilă în perioada 24-26 august, în intervalul orar 11-20. Deja în punctul de trecere a frontierei giurgiu-rutier, zeci de tiruri au umplut parcările în așteptarea orei 20, atunci când își vor putea relua cursele. Tiriștii, majoritatea din Turcia, au înțeles măsura luată de autoritățile române și bulgare, mai ales că beneficiază de aer condiționat în cabinele tirurilor, deși cei mai mulți preferă să aștepte afară la umbră.